În decursul zilei de ieri a avut loc un incendiu izbucnit în drobeta Turnu Severin, care a cuprins acoperișul unui imobil. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Echipajele operative de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două auto speciale cu apă și spumă, o autoplatformă și o ambulanță zmurd pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă situată pe strada Romulus Lepri din municipiul Drobeta Turnu Severin. Ieri după amiază, echipaje operative de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două auto speciale cu apă și spumă, o autoplatformă și o ambulanță zmurd pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă situată pe strada Romulus Lepri din municipiul Drobeta Turnu Severin. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la acoperișul locuinței pe o suprafață de circa 50 de metri pătrați. Pompierii au localizat și stins incendiul în limitele găsite, împiedicând extinderea flăcărilor la întreaga construcție. Cauza probabilă de izbucnire a acestuia a fost determinată de amplasarea necorespunzătoare sau neprotejarea termică a coșului de fum față de materialele combustibile. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la acoperișul locuinței pe o suprafață de circa 50 de metri pătrați. Pompierii au localizat și stins incendiul în limitele găsite, împiedicând extinderea flăcărilor la întreaga construcție. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de amplasarea necorespunzătoare sau neprotejarea termică a coșului de fum față de materialele combustibile.